Am fost în Numai iubirea, în Lacrimi de iubire, în Aniela, în Iubire și onoare, adică până la Regina au mai fost niște pași, Inimă de țigani. Și aș menționa, înainte de Numai iubirea, am mai jucat în Familie. În Familie se numește, un serial la Prima TV. Să știi că a avut succes, dar nu știu de ce, cumva s-a uitat de el, poate tocmai că nu s-a mai redifuzat sau așa. Pentru că cumva mie de acolo mi s-au legat lucrurile mai departe. Iura Luncașu era și acolo regizor și m-a chemat la casting la Numai iubirea și de asta cumva drumurile mele s-au deschis spre televiziune de la serialul de atunci, la În Familie. Și da, mă urmăresc, deci Ildico, săraca. Deci multă lume îmi zice Ildico sau, adică nu îmi spun Ioana, îmi zic Ildico și le spun și pe Instagram. Că îmi strigă, ce mai faci Ildico? Dar nu mă cheamă Ildico. Da, nu, parcă n-au auzit, știi? Ok, deci sau Zambila, cel mai des Ildico și Zambila. Ok, ok, dar chiar crezi că atunci a fost vârful carierei pentru mulți actori? Pentru că sunt foarte mulți urmăriți de personajele acestea. Nu cred că... Bine, ce, știi care e chestia? E diferența de cum te percepe publicul și cum te percepi tu. Chiar am avut un șoc, acum două zile am fost la petrecere la Elist magazin și a fost un tânăr ca și tine care... efectiv se uita, m-a luat așa, mă rog, mai în glumă, mai în serios, reporter, da, și mai în glumă, mai în serios, mi-a zis că eu sunt influencer și am zis, băi mă, că nu sunt influencer, că sunt actriță. Păi ce, da, că scrie acolo actriță, dar ce faci de fapt? Ce mai faci de fapt? Știi? Și atunci a rămas așa un pic, pentru că eu fac foarte multe lucruri. În primul rând sunt actriță, de aia și am și zis de acum, dacă nu o să zic în toate interviurile, sunt actriță la Teatrul Ion Creangă, cu carte de muncă, de 23 de ani. Ce îmi zice băiatul când i-am zis, aoleu, am 24. Păi despre ce vorbim, bă, băiatule? Și mă, adică o să ai și pensie să vorbim de asta. Da, lasă că o să am și pensie, dar zic așa, e o carieră foarte stufoasă. În cadrul acestui teatru în care iau un salariu lunar și muncesc lunar acolo, adică sunt și mai zice cineva că eu nu mă trec deloc pe la teatru, deci iau de acolo, de la teatru, un salariu lunar și asta nu înseamnă că îl iau numai, dar nu trec pe acolo. Muncesc foarte mult la teatru, adică am spectacole aproape în fiecare weekend. Eu rar prind un weekend liber în care să mă întreabă lumea, de ce nu mai pleci în vacanță? Păi n-am cum, că eu nu pot să-mi iau concediu când vreau eu și cum vreau eu. Iar în cadrul acestui teatru joc. Sunt pe scenă cel puțin de două ori pe săptămână. Adică cariera mea de actriță este și în spatele ecranelor. Și de asta am vrut să fac această paranteză, pentru că oamenii, nu înseamnă că dacă tu nu mai apari pe TV o perioadă, actorii, că nu toată lumea, că sunt, cum ar veni, uite, cântăreții care cântă nu dă, și joacă, și mai joacă, da. Ei apar poate non-stop sau nu, fiecare. Dar eu îți vorbesc acum din prisma actorului cu care a terminat facultatea, deci cu meseria de actor. Și nu înseamnă că după aia nu mai faci nimic. Sunt foarte mulți care fac filme, care ajung pe la festivaluri și care nu au un box office foarte stufos. Și atunci lumea nu știe, au senzația că nu mai fac nimic. Dar asta nu înseamnă că cariera lor a stat. Dacă vrei din punct de vedere al notorietății, da, poate atunci a fost vârful. Și nu știu dacă eu zic că se va mai întoarce. Mi se pare că acum iar au succes serialele. Da, de-aia zic, adică nu zic că nu s-ar mai întoarce. Ce era atunci, nu se va mai întoarce, te urmăreau paparații, era de alea, de, vezi acum în filme, știi? Dar acum avem TikTok, avem Instagram. Avem TikTok, avem Instagram, nu-ți face lumea poze, nu mai trebuie să vină paparații, că te pozează lumea, că vrei, că nu vrei. Te pozează prin parcuri, adică da, nu mai e zic, nevoie. Nu mai e nevoie să vină paparații, dar era o chestie mult mai... frumoasă, așa că era, mă rog, mai frumoasă pentru că mie mi se părea așa mai romanțată, știi, faptul că te urmăreau paparații, faptul că oamenii, când țin de când făceam caravanele de la Numai iubirea, se umpleau moluri, adică era un acum lumea e mai obișnuită cu vedetele, ca să zic așa, pentru că toată lumea e vedetă.